Incendiul a avut loc în jurul orei 23. Femeia, în vârstă de 87 de ani, locuia singură, iar flăcările ar fi pornit din interior, de la jarul căzut din sobă, care ar fi aprins materialele textile din cameră, iar de aici flăcările s-au extins la întreaga locuință. Vecinii au fost cei care au anunțat incidentul la 112, după ce au observat flăcările puternice. Au intervenit pompierii de la curtea de Argeș cu două auto speciale cu apă și spumă și un echipaj al ambulanței smurd. În momentul în care salvatorii au ajuns la fața locului, casa ardea generalizat și era pericol ca flăcările să se extindă și la o altă casă aflată în apropiere. Femeia a fost găsită carbonizată printre dărâmături, iar reprezentanții Institutului de Medicină Legală au ridicat trupul acesteia pentru efectuarea necropsiei.